Autoritățile din România trebuie să ia mai multe măsuri, nu doar ca să poată detecta pesta porcină africană, ci ca să o țină sub control. Acesta este mesajul transmis de Comisarul European pentru Agricultură, Phil Hogan, aflat astăzi la Cluj-Napoca. Phil Hogan a precizat că pesta porcină este acum o problemă pentru mai multe țări europene, iar România ar putea primi sprijin financiar din partea Comisiei Europene. What we are discussing in Romania now is how we can actually do more to ensure that not just the detection of the disease, but how we can stem the spread of the disease. And we have to evaluate our biosecurity measures, our veterinary services, and working with Commissioner Andriukaitis and the veterinary services here in Romania, what is additional measures that we need to take in conjunction with the Commission in Europe and Romanian authorities to actually deal with this particular spread of disease. So many measures are being put in place, and I discussed with the Minister and the Prime Minister yesterday about how we can help our small farmers in particular, who have a lot of backyard production of pig meat, how they can be helped financially to cope with this very serious disease situation. În contextul discuțiilor despre pesta porcină africană, ministrul agriculturii Petre Daia a dat asigurări că fermierilor nu li se va interzice să crească porci în propriile gospodării, dar admite că ar trebui impuse reguli mai clare legate de condițiile în care se cresc porcii. În România nu se întrerupe creșterea porcilor în gospodăriile populației. În momentul de față, în România sunt peste 800 de focare de pestă porcină africană și au fost sacrificați circa 180.000 de porci.